G2A, jocuri ieftine. Carlos, am nevoie de o piatră. Mai dă-mi o piatră. Ui, stai, nu, fir, ar trebui să o iau singur. Pentru că dacă o arunci oricum trebuie să închid inventarul, Carlos. Nu arăta ananasul, ok? Lumea nu trebuie să vadă ananasul ăla. Era un ananas secret. Da. Băi, de fapt, și ce? Ia dormi, ia dormi. Hai să dormim ca să se facă zi. Și salutare, pincări și pincărițe. Bine ați revenit la un nou minunat episod de Raft cu Carlos. Ia să mănânc din peștele ăsta mare. Știi ce am văzut eu și n-ai văzut tu? Poți să mănânci de 3 ori din el și îți umplă viața, mă rog, nu viața, hrana, cam full, deci e bine. Știi ce Ce-ai am văzut eu văzut și n-ai tu? văzut tu? Ce-i... Am adormit cu peștele în brațe. Ai dormit? Și după aia vrei să-l mai și mănânci după ce ai dormit cu el, a? Carlos, ce Dumnezeule mare? Adică cum Dumnezeule mare să dormi? Mă rog, nu uitați să lăsați un like, oameni buni, dacă vă place raftul. Carlos, ți-am făcut și ți-am aruncat un topor, da? Da. Fii atentă, ne împărțim treburile, deci tu te duci să tai copacii de acolo și să faci rost de foarte mult lemn. Oh my god, pe bune. Iar eu o să, piatră, firar, iar eu o să sap aici la insula asta să încerc să fac rost de niște Bă, ce are? hușuie guguștiucu de acolo, Carlos. Oh, am mai găsit un giant clam, Carlos. Și la. Nu știi ce la un clam, Carlos, n-ai jucat metin niciodată, să știi ce e aia, scoică. Ești prea tânăr pentru metin tu, Carlos. Am auzit de el, dar nu-mi place. Ai auzit de el? Păi bă, Carlos, ăla e joc făcut în 2004. Te rog să ai un pic de respect. Știu că nu-ți place, dar pentru 2004 ăla era spuma, era crema gamingului în România. Ok? Deci, firar. Mamă, Am iar a spart venit copac. păsărul ăsta. Dude, am nevoie de ceva să-mi încarc viața, că ce sufăr. Mama, asta nu mai dă absolut nimic. Ok, le-am mâncat de gust, să zicem. Viața mea nu se încarcă, se încarcă foarte greu. Aoleo. Ok, o să mai încerc să mă duc să fac rost de câteva chestii. Mor, 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 mor. Tu trebuia să stai acolo pe insulă cu minte și în siguranță. Ce Dumnezeule mare faci, Carlos? Mor de apă. Ce faci? Mor de la apă. De ce ești făcut din zahăr? Nu. Ok, mor de la apă. Da, trebuie să Aoleu. beau apă. A, trebuie să bei apă. Păi zi așa, bă, auzi, mor de la apă. Păi, what? Bun, bă, deocamdată, bă, deci nu cred, frate, e chinu... Nu, Carlos, facem schimb. Carlos, facem Ce? schimb. Puneți toate chestiile în chest și cu plastic hook-ul du-te și minează chestii de sub. Mamă, ce s-a făcut atâta ceață, doamne. Și dă-mi e toporul să iau eu lemnele, că nu mai am viață pentru a mă scufunda, că m-a mușcat rechinul. Auzi, mă, dar dacă facem noi un shark bait, ne trebuie, bă, ne trebuie doi pești, ne trebuie herring sau pomfret. Ia-te aici, o pană. Oare ce facem cu pana? Stai așa. Bă, ne mănâncă. Văd, cușio. Stai așa. Am dat research la pană și putem să facem paintbrush, metal arrow sau hamac. Hamac. Putem să facem un hamac, Carlos. Hamac. Da, e un hamoc, dar mă rog, se zice hamac, dar ne trebuie foarte multe pene pentru hamac, vreo 8. Mă rog. Bine, mă, ia plasticul cu ăsta, puneți itemele în chest. N-am unde, n-am loc. Nu, sunt chesturile pline. Frate, nu mă mai pot scufunda. Ok, dă-mi toporul atunci, că mă duc să tai lemnele. Deci nu mă pot scufunda că mă omoară rechinul. Că m-a lovit deja de vreo 10.000 de ori. Da, ți l-am dat. Când mi l-ai dat? Uite. Treci. Ah, ok, bun. Stai că nu l-am văzut. Bun, hai că mă duc acum să tai copacii ăștia de pacilea. Bă, nu știu dacă putem să ajungem acolo sus. Chiar nu pare Bă, deci să... am niște mango, două nuci de cocos și pineapple și n-am ce face cu ele și n-am unde le băga. Păi mănâncă. Mănâncă, Carlos, pentru asta sunt Ok. făcute fructele, să le mănânci, de asta au gust bun. Toată lumea știe. Am mâncat și o nucă de cocos acum, aparent. Nu știu ce să zic, poate dacă mai construiesc aici o să ajungem până în vârf. Stai așa. Deci unde mi-am pus eu toate chestiile? Că știu că le-am pus pe aici pe undeva. Uite așa, ăsta, ăsta și cu ăsta. Ia aici mango Și seed foarte să mult lemn. plantăm. Plantăm Mango mango seed? seed. Ia, uite jos aici. Da, nu, plantează-l aici, uite aici, în chestia asta mare.
În planterul ăla mai mare pot să... Și mai am și palm seed. Palmierul se craftează în aia de... Cum îi zice? Cum pun? Că nu merge. Cum? Apeși și pe E. Mă, palmierul nu. Palmierul e copac. Se plantează în chestia asta de copac, dar avem deja un... Mi-e pare de că să-i dau remove. Păi care? La ce? La mango seed. Uite, ia tu și încearcă și host. Încearcă pomul. Ok, interesant. Chiar nu te lasă. Bă, care mi-a furat peștanul? Eu sunt destul de sigur că nu ți l-am luat. Ba da... Nu, am mâncat doar un pește mare, jur. Nu mi-l-ai ciordit după foc. N-am luat, frate, dacă zic. Ok, există o mică problemică. A, nu mai am lemn. Stai așa. Mai am nevoie de niște lemn. Dacă îi găsi prin chesturile astea... Uite lemn. Ok, am găsit. Nice. Să știi că noi am mai găsit și clay și de asta, adică putem să facem și alte lucruri dacă e. Cum Dumnezeule mare să facem noi chestia asta? Oare? Ah, dar aici putem să punem undeva la 5 plank. Stai că nu, am făcut o mică greșeală. Așa, bun, și acum. Bun, și acum. Firar. Ok, încerc să mă urc pe insula aia. Am construit de ta mai... Aoleu. Ah, ok. Ne mai trebuie încă foarte puțin lemn și am urcat acolo, Carlos. Promit. Promit că nu consum tot lemnul aiurea și s-ar putea să nu reușim să... Nu am eu 3 stack-uri la mine. La tine? Dă-mi și mie niște lemn, că nu mai am deloc. Bă, deci avem atât de mult plastic, deci nu pot să cred. Nici măcar nu avem la ce să folosim atâta plastic. Avem vreo 160 de bucăți de plastic, Carlos. Jur, e prea mult. N-avem ce să facem cu el. Stai așa că fac altă treabă atunci. Fac, uite, așa. Și gen, apoi facem... Așa. A, nu mă împinge, că nu pot să... Așa, gata. Am ajuns până sus. Și nu este absolut și nimic aici. Nimic. Păi nu e... Am fost schemuiți, dude, ok? Dar lasă că nu e problemă, că tăiem copacii ăștia de aici și mai luăm niște plank-uri. Deci avem turnul ăla, e atât de sus... Ăla de pleacă de pe barca noastră, mamă ce e acolo. Dar arată dubios. Arată foarte ciudat. Ia uite, au venit două ciori. Gonește-le, dude, că ne mănâncă sămânțele. Ce-a făcut, mă? A rupt capul la sperietoare. Aulă. Mare decât corp. Doar corpul? Watermeloni! Am găsit toată watermeloni, dude. Putem să plantăm watermeloni. Am prăjit tot catfish-ul ăla de mare, 6, și m-am 13 de ăștia de prăjit. N-am suficientă durabilitate, o să ne mănânce ăsta. Măcar le-am furat eu repede. Uai, nu, eu le-am furat. Serios? Da, ne trebuie altceva, ne trebuie un nou spear. Ok. Trebuie să ai și tu un spear. Dacă vine rechinul, știi, să-l gonim amândoi, că uite ce s-a întâmplat acum. Bă, am viața plină, deci cred că ar trebui să mă mai scufund după niște minerale de-astea. Deci astea care arată ca pietrele s-ar putea să fie și or. Știi, de obicei sunt stone, dar cred că pot să fie și or și ar trebui să le iau. Dar din câte puteți vedea, deocamdată n-am avut noroc și am scos vreo câteva pietre de acolo. Deci, ia să vedem, să mă scufund aici. Bă, nouă ne-ar trebui neapărat un arc ca să tragem în cioara aia. Ce sunt chestiile astea roșii? Frate, nu-ți trebuie... Oh, doamne. Nu-ți trebuie, mă, arc, mă. E doar o pasăre, vine și pleacă, stai liniștit. Ăla e scrap, dacă nu mă interesează. Bă, dacă știi ce m-ar interesa pe mine? Vreau să mă scufund cât de repede pot, fără iteme, să văd cât de adânc reușesc să ajung, știi? Chiar aș vrea să văd cât de... Ce se ascunde pe fundul oceanului, știi? Nu în fundul oceanului, asta ar fi un pic aiurea, știi? Să zici în fundul oceanului. Ce poate să se ascundă? Ai să-mi dai un hinge? La mine nu cred că am, dar cred că avem în chesturi hinge-uri. Sau putem să le craftăm? Ăsta e scrap? Cred că e scrap ăsta. Da, e scrap. Mai avem aici câteva chestii, dar bă, e mare problemă cu oxigenul. Auzi, mă, noi nu puteam să craftăm niște flipere la un moment dat sau ne cerea ceva ce nu avem? Ne cerea ceva ce nu avem, nu? Stai așa.
flippers, da, ne cerea Vine Gu și noi n-avem Vine Gu. Pentru că pe ăla al ei numai de la bărgile alea stupide care sunt foarte, foarte rare, aș putea să zic. Ah, hai că mă întorc înapoi pe barcă să las toate prostiile astea, că am prea multe. Bun, uite așa. De ce e gol chestul ăsta, Carlos? E gol când îl deschizi, nu se vede nimic în el. Bun, nu, știi ce, gata, nu, stai așa, Carlos, nu. Scoatem de aici și o grămadă de plastic și îl aruncăm înapoi în ocean, ce? Stai așa. Stau. Ți arăt eu ceva frumos. Ia, arată-mi. O să-ți placă. Ești sigur? Dacă nu-mi place. Spun pari. Mai avem un shovel undeva, stai așa, putem să craftăm un shovel. Useful to obtain dirt. Cum adică să obții nisip? Ce fel de nisip? Ce? Ce ai făcut? Unde pun? Nu știu, ce să pui? Chest. A, ai făcut un nou chest de ăsta? Pune-l, uite aici, în dreapta ăstuia sau în stânga. Și mai am încă unul. Încă unul? O, pune-l tot acolo pe undeva. Uite, pe ăsta îl pun tot așa. Uite așa. Ia uite, ca lumea. Eu caut, uite aici, plastic. Vreau să arunc foarte mult plastic înapoi în ocean pentru că avem... Bă, am căzut. Poate rămânem odată fără el. Frate, avem 100 și ceva de bucăți. Crede-mă că nu rămânem fără el. Mă, ce Dumnezeu se întâmplă? Eu stau pe... Mă împingi, Carlos, cumva? Nu. Eu am trecut pe lângă. Deci eu stăteam aici în barcă, aruncam și eu niște plastic de ăsta că avem prea mulți. Dintr-o dată m-am trezit în apă. Ce joc bulangiu. Ok, bun, hai, vreau să fac chestia aia, Carlos, stai așa. Deci dacă tot ai făcut un chest, în ultimul chest o să-mi bag toate chestiile din inventarul meu. Deci uite ce oară, și-a lăsat aici 3 pene. Ia-le și pun-le în chest, că trebuie să strângem pene. Nu știu exact pentru ce, dar e o nouă resursă. Nu știu, pune-le într-un chest undeva, unde vrei tu. Ok, fii atentă, Carlos, o să mor după ce fac chestia asta, dar este pentru o cauză nobilă, ok? Vreau să vedem... Ce se ascunde aici foarte, foarte jos, la baza insulei, ok? Bă, clar nu mai am oxigen să ajung înapoi. Tot ce văd e gen o piatră mare, care se tot duce. Cât de adânc e oceanul ăsta? Ok, oxigenul meu e pe zero, îmi scade viața. Am primit un achievement numit Exploring the Depths. Oh. Ui, insula asta plutește? What? Dude, nu mai văd nimic, e negru complet și gen... Ok. Surrender and respawn. E ok, m-am respawnat, Carlos, m-am respawnat și acum press any key to wake up. Uite, m-am trezit, Carlos, sunt în viață, sunt ok. Uite în chestul ăsta am pus penele. Bun, hai că-mi iau înapoi chestiile astea foarte folositoare. Țepușa și cu astea. Da, deci am văzut și ce se află în ocean. Nimic. E... Da. Și chiar nu știu care e faza. Deci, ție zicea de iron ore și de copper ore, că pot fi găsite... Metal ore. Deci zicea de metal ore. Și atunci copper ore-ul și... Vai! Bă, Carlos, a luat o razna barca! Ui, hai să dormim. De ce? Că e seară? Da. Știi ce am găsit? Ah. De fapt, știi ce am făcut? Am prăjit toate pisicile de mare și din somonul ăla am 11 șune pe foc. Mamă, Doamne Sfinte, dar tu chiar ești cu grătăreala astăzi, Carlos, adică ai făcut de-aia pești prăjiți de... Doamne. Bun, păi... Doamne. Ok, păi, mă, până la urmă ai căutat numai de metal ore, pentru că trebuie să ne interesăm și de... Iron orge, nu metal neapărat, ci fier. Nu știu, caută tu, că tu știi mai bine engleză. Oh, ok, o să caut eu, dar asta pentru data viitoare, pentru că deocamdată am nevoie de o bucată de lemn să repar o plasă, Carlos, că ne-a mușcat orechinul. Uite. Ok, bă, chiar dacă mai stăm mult aici, rămânem fără resurse. Unde ai aruncat? Stai că am văzut. Mi-a furat-o. Nu! Uite aici. Plutești în aer, vezi și tu? Mi-ai dat un lemn, Carlos? Da, că m-am 8. Fira. Și apoi cu ce mai pun pe foc să prăjim pe ăștia? Ce e drept, e drept. Bun, deci o să ne revedem pe data viitoare. Mama, a început și ploaia acum.